Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some. Noi suntem bucuroase să vă vedem din nou la canalul nostru astăzi. Noi astăzi venim cu cupcake-uri de ciocolată. Sunt atât de simple, atât de ușoare. În 5 minute sunt făcute. Și cremul, și cupcake-urile. Se fac foarte ușor, timp de 5 minute sunt gata și plus coacere. Ne uităm de ce ingrediente avem nevoie. Avem nevoie de 320 grame făină, 70 grame cacao, 320 grame zahăr, 4 ouă, jumate linguriță de sare, 200 grame unt, 150 ml lapte, 8 grame praf de cop și 2 picături de esență de mintă eu voi pune. Sunt foarte minunate aceste cupcake-uri, se fac rapid. Vreau să vă spun că porniți deodată cuptorul, că totul se face foarte repede. În bolul de la mixer adăugăm laptele, ouăle, amestecăm puțin. După ce am amestecat puțin, adăugăm zahărul, făina, cacao, sarea, extract de minte sau o linguriță de extract de vanilie. Și asta este tot. Amestecăm. Amestecăm totul bine cu mixerul. N-aveți mixer, puteți să amestecați cu o spatulă, cu o lingură, cu ce aveți. Am amestecat, priviți cum arată. Acum vom adăuga untul topit. Eu l-am topit în microunde, iată așa. Adăugăm untul și mai amestecăm puțin. Atât, am amestecat bine și untul, cred că vreo 30-40 secunde. Și acum, la sfârșit, adăugăm praful de copt. Atât, totul este gata, punem în formă. Priviți ce a luat frumos este. Consistența la aceste cupcake-uri este deosebită. Eu am iată așa formă pentru muffin-uri. Nu voi unge cu nimic, în ea voi pune forme de hârtie. Apoi, iată, eu am așa, aceasta are 60 ml. Eu voi lua cu ea și voi pune în fiecare formă. Sau cu lingură, cu ce aveți, puteți să puneți. A treia parte din formă să fie coluată. Asta este tot. După cum ați văzut, eu am scuturat de câteva ori de masă tava. Dăm la cuptor cupcake-urile noastre pe 25-30 minute la 180 grade, dar vă orientați după cuptorul vostru. Eu o tavă cu cupcake-uri am pus-o la cuptor și restul ce a rămas voi pune în tavă, voi face un chec micuț. Tava am uns-o cu ulei de cocos, dar voi puteți să o ungeți cu ce aveți. Îmi cer scuze de vocea mea, nu-mi trece răceala. Dăm la cuptor pe 20-25 minute la 180 grade. Cupcake-urile noastre sunt gata. A stat 25 minute, după cum am spus, la 180 de grade. Vedeți, totul este uscat, este copt.
le lăsăm puțin la răcorit, apoi le decorăm frumos. Iată, și checul, vreau să vă arăt, el e copt, e răcorit. A stat 30 de minute, el a stat în cuptor la 180 de grade. Acum eu vreau să fac crem pentru cupcake-urile noastre. Ui, aici am cremă de unt, care am făcut pentru acoperirea unui tort. Aici este unt bătut cu zahăr. Voi adăuga acest unt în bolul de la mixer. Cu zi în urmă eu l-am făcut, a stat în frigider și l-am scos cât vreo 20 minute acum din frigider. Și la el voi adăuga puțină ciocolată topită și mixăm. Cremul nostru este gata. Crem eu voi pune în săculeț și am pus forma steluță. Dintre această proporție care eu v-am dat, se primesc 24-25 de muffinuri, cupcake-uri. Iată așa, nu știu dacă înțelegeți mărimea cât e, dar depinde de mărime. Sunt mărimi și mai mari și mai micuți. Tăiem mai întâi din chec, vreau să tai. Priviți cât de bine arată înăuntru. Acum am să rup, să vă arăt și în rupt cum este. Priviți cum se rupe. E foarte bună această rețetă. Probăm. Link așteaptă cu nerăbdare. Eu îmi cer scuze, dar nu pot să probez de data aceasta. Aș proba cu cea mai mare plăcere. Acum vom proba și cupcake. Puteți să faci această rețetă și cupcake-uri, și cake, dar cred că și tort se poate. Priviți și cupcake-urile cum sunt. Soțul și cu fetița noastră a probat, este foarte gustos. A spus că cupcake-urile cu cremul se combină foarte bine, checul este foarte gustos. Eu vreau să vă spun că această rețetă e din nou din carte care mi-a dat-o sora mea. Aici sunt foarte multe rețete ușoare și rapide. Așa este și scris, sunt două pagini și scris rețete preparate în 5 minute. Este foarte bună cartea, mulțumesc surorii mei că au păstrat-o și mi-au dat-o și pot să mă împărtășesc și cu voi aceste rețete minunate și ușoare. Vreau să vă spun că am întrebat soțul, el minta nu prea iubește, el mă întreabă, este și mintă? Eu îi spun că da, este mintă. Simt foarte mult, spune că nu, fin, foarte fin. De aceea minta este numai bună într această rețetă. Aici este vanilie, dar eu am adăugat minte. Am ajuns la sfârșitul și acestei rețete. Dacă vă plac rețetele noastre, abonați-vă la canal, puneți clas, scriți comentarii, urmăriți-ne și pe pagina de Facebook, pe Instagram, dar eu vă spun pe curând, sărbători fericite și ne vedem la o nouă rețetă! We wish you a Merry Christmas.